Acest video probabil e mai scurt decât de obicei, dar eu am aflat că aici, în Las Terrenas, este un loc unde se fac trabucuri foarte, foarte renumite în toată țara și lumea consideră că sunt mai bune decât cele din Cuba, așa că am să mă duc acolo, am să încerc să filmez, să vedem ce iese. Bună dimineața, este ora 11:30, am venit să luăm micul dejun, deși ne-am trezit la ora 5 odată, pentru că din nou, în doar 3 săptămâni diferență, a fost cu tremur. Am ajuns azi noapte, la 5 dimineața cu tremur. 4,6 mi se pare a fost. Da. Ne-a zguduit patul și în momentul ăla visam că mă atacă cu pietre o familie de amiși. În fine, nu înțeleg. Am venit să luăm micul dejun aici, pentru că e cel mai recomandat loc pentru mic dejun. E pe aici, din orașul ăsta, la Paneria Italiana, se numește. Am luat două cafele și două croasane din astea, unul cu ciocolată și unul cu dulceață de fructe de pădure sau nu știu ce. Și ziceam că sunt prost pentru că am ieșit afară din casă și n-am luat cardul de la cameră, deci am camera și o card degeaba și filmez asta cu telefonul. Și de bine arată și asta cafea. Nu ascunde țigara, că știe toată lumea că fumez. Cu tremurat-o. Mi-a picat ciocolată de asta pe mână și m-am lins, dar înainte m-am dezinfectat și acum mi-a murțit limba. Mamă! A meu e cu smeură. Deci ca să știți, pe când veniți aici, s-a dus Raul ca să plătească un cardul. Și ce ți-a zis? Că e 18% în plus. 18% mai mult dacă plătești cu cardul, frate, ești nebun la cap. 250 de peste s-a fost ce ați văzut acolo. Sper că nu vă deranjează că filmez cu telefonul, dar eu caut un loc specific aici și nu mă găsesc. Unde, mamă, dacă e de cald. Deci nu se compară, nici măcar în Bangkok sau în Kuala Lumpur am tras așa ca aici, frate, deci e și din comun. Unde să vede? Cred că l-am găsit, stai să văd. Cred că l-am găsit. Trebuie să văd unde. E un magazin foarte renumit în toată Republica, nu doar aici. Dar e super dezvoltat, adică cred că aici în mod normal, casa de cambio, aici în mod normal, fără pandemie, cred că e o grămadă de lume, mai ales că e un loc foarte renumit pentru asta, pentru whale watching. Să vii să vezi balene și e super ieftin, frate, cu 50 de dolari te duci și vezi balene câte n-ai văzut în viața ta. Dar trebuie să fie în sezonul ăla, între decembrie și martie. Pentru că aici vin toate la împereghire, bagabantele. Unde-i mă ăla, mă, că nu știu unde e. Aici, mă, frate, pe ahí lo estábamos buscando, este señor. Y luego también a estos, son los clásicos. Porque la gente se piensa que los puros son muy, muy caros, pero no lo son. No, estos 90 pesos. 90 pesos, se trata de unos 25. Un euro o así. Es el cipalaga, no es fuma, no es pedazo, es un verdadero tabaco. Ok, ok. Eso también todo el mundo puro, si no esté hecho en las terrenas. Y aquí está el maestro. Yo te hago la pregunta eterna. Los puros, ¿de aquí o de Cuba? ¿Cuáles son mejores? Ya tiene sus características y la que son diferentes, pero hay mucha gente que le gusta mucho los dominicanos. Los dominicanos. Yo había leído que República Dominicana exporta más puros todavía que Cuba. Sí. Pero Cuba es como que está más famoso. Más famoso, sí. Se no fuma es de otro tipo de suave o el medio. El puesto lo que yo sea es que la madera tampoco. ¿Cuántos puros hace usted en un día? Más o menos. Hacemos 125, 100. ¿Al día? Sí, porque eso para hacer un buen trabajo. Hacer un paso. Ok. Ustedes son muy famosos, que yo los vi en la tele, que lo sepa. Por si no lo sabías, yo te vi en la tele. Eso me ha traído aquí. ¿Cuántas hojas necesitas para un puro, más o menos? Depende del tamaño, por lo menos. Pequeño tamaño son dos hojas y media. Okay.
Germania poate fi asta 4, 6, 8, depinde de... Și ai... E să vă direct un... Cancel procedură. La capot. Esta se trata con chin de humedad. Esta siempre un chin humedad. Y nosotros se nos va a dar. Esto lo pongo aquí. Ahí mismo. Y tú lo tienes en la mano, así mismo tú lo tienes. Así. No falta uno media hora. Seguro no me hace. Tú lo asustas. Ok. Ahí tú lo pongo en este hueco ahí. Aquí, lo metemos aquí, porque si no, andaré. Ahí la para ahí, entonces pone la mano aquí. Para aguantar la agua. Y ahí que va. ¿Ya está? Sí. Va aquí. Va para acá ahora. Vamos a ver. Seguro que no va a salir. Ahí es. Mira, tengo un puro. Este me lo quedo yo. Este para mí. Claro que te lo va. Porque esto no se lo vendes a nadie, no, seguro. Ahí no está acabado normalmente. No. Normalmente van a el molde allá. Y se queda como se dos, tres hojas a la prensa. Aquí. Ah, después la de la prensa viene aquí. Pero vamos a saltar la prensa porque tú no te vas a quedar dos o tres horas aquí, yo pienso. Y ahora está en parte hecha más grande en tu proyecto. Y eso que tú mantienes el tabaco. Lo mantienes. ¿O tú lo has hecho tú? Ahí. Ahí. Encima. Ahí te va a operar. Si por vaya con dos pies tenga, dos manos izquierdas, eso es lo que tengo yo. Aquí, poco a poco. Este mano, ponla como la suave. Casi, pero bien lejos. Y aquí también, así. Y aquí se va a acabar ya. Ahí, ponle un chima de pega, como más o menos. ¿Hasta ahí? Ahí. ¿Ya está? ¿Con qué se pega? Casi. Es una pega natural. Es una resina, ¿sí? ¿Sabes? De una pega completamente esta de, natural. Esta de aquí, ¿no? Uh-huh. Es una resina que se mezcla con agua. Fue completamente natural. Vale. Y luego, desde esto, ¿cuándo ya te lo puedes, fumar? Pues lo puedes fumar casi, da una, casi enseguida, si tú quieres. Ese que la pega no está seco todavía. Okay. Hágalo tú, por favor. Listo. Dando la vuelta. En unas dos horas lo dejas que se seque. Y ahora, lo pongo aquí, así. Y tú lo cojas. Así. Dale, dale fuerte. Cuida la mano, ¿eh? Eso. Ah. Ya, tú tienes tu tabaco hecho. Primo meu trabuc făcut de mine, aproape. Ăsta e meu. Deci ăsta îl scoatem la giveaway. Esto lo voy a vender yo por $1,000. Deci por mí. Cómelo, estudio ese. Și dacă îl ții, acum trebuie doar să se usuce lipiciul ăsta. Îl ții o oră, două și poți să fumezi liniște. E mio, eso es tuyo. Bania. Muchas gracias. Tienes mi declaración. Ahí ya verá. Este es el puro más caro, lo voy a vender yo. Am luat din astea premium, pe lângă trabucul meu, am luat din astea premium, două din astea la 80 de peso și două din astea care sunt undeva la 3 euro și ceva fiecare, ceva de gen. Și asta a fost video-ul de azi. Probabil da, cum am spus la început, e mai scurt. Dar mi se pare o experiență interesantă, așa, eu chiar sunt super fericit că oamenii au fost deschiși și ne-au primit acolo și am putut să filmăm și chiar să-mi fac și propriul meu trabuc. Deci sunt super, super fericit. Acum noi o să mergem la plajă pentru că e foarte cald, e mortal de cald și nu cred că merită
să vă luăm cu noi la plajă, să vedeți cum stăm acolo. Nu e nimic interesant pentru voi, dar de mâine începem alte experiențe. Astea fiind spuse, abonează-te dacă n-ai făcut-o deja. Și vorbim pe Instagram, Cristi și Ralu, acolo răspunde la toate întrebările și bineînțeles aici în comentarii. Uitați cum îi transpiră masca de transpirație pe afară, e incredibil de cald. Ne vedem în următorul, pup, pup! Maybe a love like ours can lead out its call.